Agentul principal Ioan Cănărău, împreună cu o colegă, Mariana Plugariu, au reușit în cursul zilei de luni, 11 mai, să devină eroii zilei, reușind să salveze de la sinucidere o femeie. Doi polițiști romașcani au devenit eroi zilei pentru comunitatea în care își desfășoară activitatea după ce au salvat o femeie care amenința că se va sinucide. Ieri, 11 mai, în jurul orei 14, colegii noștri, agent șef principal de poliție Ioan Cănărău și agent șef de poliție Plugariu Mariana din cadrul Poliției Municipiului Roman, ne-au demonstrat că reacția potrivită, la momentul potrivit, poate salva vieți. Cei doi i-au salvat viața unei femei despre care a fost anunțat prin apelul de urgență 112 că își va pune capăt zilelor. Ajunși la fața locului, au purtat discuții cu cea care amenința că se va sinucide, reușind să o convingă să renunțe la gestul necugetat. Persoana în cauză a fost condusă la spital, unde i s-a asigurat asistență medicală de specialitate. Îi felicităm pe cei doi polițiști și le dorim succes în misiunile următoare. Pe pagina sindicatului Europol, al cărui lider este în județul Neamț, Ioan Cănărău, se consemna în urmă cu 22 de ore. Un suflet rătăcit salvat de la moarte de doi polițiști, agent șef principal Ioan Cănărău și agent șef Plugariu Mariana. După ce au intrat în serviciu de patrulare în municipiul Roman, la scurt timp, după ora 14, au fost sesizați că o femeie vrea să-și pună capăt zilelor. Colegii au găsit-o la etajul 4, unde stătea cu jumătate din corp în afara geamului. Nu au fost instruiți niciodată de instituție cum să procedeze în astfel de cazuri. S-au folosit de empatie, experiență și flair pentru a amâna decizia și a crea o portiță să intervină pentru salvarea femeii. Din neatenție, femeia și-a scăpat telefonul. Profitând de ocazie, Ioan Cănărău a reușit să o convingă să meargă la ușă pentru a-și recupera mobilul de la fiul ei. Colega noastră a reușit și a imobilizat-o. A fost preluat apoi în siguranță de către un echipaj smurt. Am jurat să salvăm vieți și asta facem, spun colegii sindicaliști.